Adriana nu stă locului după ce nu stă. Ieri a fost la bazinul de not. A fost. Pe primul nostru calificat la Tokyo, pe hârtie cu acte în regulă. Da, da. Astăzi de la bazin a ajuns pe terenul de tenis și a găsit cu cine să schimbe 2-3 minci, cu Horia. Bună dimineața, Floriana. Nu știam că ești stângace în primul rând. Bună dimineața, Dani, bună dimineața, Răzvan. Cu o zi înainte să plece la Roland Garros, Horia Tecău a acceptat să se antreneze în direct la Nața. Bună dimineața, Horia. Bună dimineața, bună dimineața, Răzvan, bună dimineața, Dani. Este foarte greu să joci tenis cu tine, din câte am simțit acum, cât am schimbat așa câteva minci, dar și plăcut. Da, este greu să joci tenis și cu tine. Dar, bineînțeles, mâine plec la Roland Garros. Sunt antrenamente importante, dar mi-am făcut puțin timp să ne bucurăm de acest sport minunat. Cu ce gânduri pleci? Anul trecut știu că ai fost accidentat și nu ai putut participa. Da, mi-a lipsit Roland Garrosul, plec cu gânduri de bucurie, pare bine să joc din nou, să fiu sănătos, să pot să mă duc să creez ceva frumos acolo. Sper să mergem cât mai departe în turneu, noi tot timpul suntem competitivi și mergem la fiecare turneu să câștigăm. Tu te-ai simțit tot timpul confortabil la Roland Garros? Da, cel mai bun rezultat al meu acolo a venit în 2015, o semifinală și la dublu și la dublu mixt. Încerc mereu să-mi depășesc performanțele. Am avut un parcurs pe zgură destul de bun până acum, am câștigat turneul de la Madrid, deci intrăm în Roland Garros cu încrederea destul de bună. Toată lumea se aștepta să te vadă jucând alături de Simona la Roland Garros. Da, este greu pentru Simona să joace, să câștige la simplu, pentru că ăsta este obiectivul ei principal acolo și să participe și în proba de dublu mixt. Între meciul ei de simplu, trebuie să se concentreze, să se pregătească și să se odihnească, nu are timp să meargă să mai joace încă un meci de dublu mixt. Dar cu siguranță vor fi și alte oportunități când putem juca mixt împreună. Spuneai că promiteți o surpriză împreună, nu? Până la Tokyo. Da, să jucăm la Tokyo împreună și să fim o echipă competitivă care se luptă pentru medalie, trebuie să avem câteva meciuri împreună. Și aceste meciuri le putem avea doar în turnele de Grand Slam. Nu va fi la Roland Garros, nu cred că va fi la Wimbledon, dar e foarte posibil să fie la US Open. Tocmai ai câștigat un turneu la Madrid. De ce este special acest trofeu pentru tine? E într-adevăr special, este turneul domnului Țiriac, un turneu care ne este foarte drag, foarte bine organizat, dar cred că cel mai mult contează, sunt foarte mulți români la Madrid și când joci acolo simți că joci acasă. Deci toți românii care joacă acolo sunt susținuți de zeci, sute de suporteri din tribună și lucrul acesta îți dă energie, îți dă acea putere de care ai nevoie în acele momente. De când nu mai avem turneul din București, este cel mai apropiat turneu de a juca acasă, acest turneu din Madrid. O să mă întorc puțin la Simona. Crezi că poate să-și păstreze turneul de anul trecut de la Roland Garros? Da, cu siguranță poate. A demonstrat că este o jucătoare foarte bună. Are experiență la Roland Garros. Așa a câștigat deja turneul de Grand Slam pe care și-l dorea. Cred că depinde doar de ea, depinde de un pic de șansă. Dar cu siguranță poate face această dublă. Pe tine te așteptăm pe covorul roșu când te întorci de la Roland Garros, ne promiți? Nu știu, sper să vin și eu cu un trofeu de la Roland Garros, pentru că mi-a lipsit anul trecut. Dar cel mai important, mă bucur să fiu sănătos și să merg din nou acolo. Ion Țiriac intenționează să candideze la președinția Federației Române de Tenis. Ce ar însemna asta pentru tenisul românesc? Ar fi cel mai bun lucru care se poate întâmpla pentru tenisul românesc. Ion Țiriac cunoaște ambele lumi, și cea de jucător și cea de manager. Cu siguranță are câteva idei foarte bune și puterea ca să le implementeze. Deci cu siguranță are susținerea noastră a jucătorilor și sperăm să o facă, să o ducă până la capăt și să schimbăm în bine acest moment frumos al tenisului românesc. Horia, vreau să întreb, nu știu, tu ai superstiții înainte de a intra în teren? Nu le numesc superstiții, le numesc rutine. Rutine, pregătirea echipamentului, pregătesc, schimb gripurile, îmi pregătesc rachetele, totul să fie băuturile energizante.
ascult muzică motivațională sau depinde ce simt în acea perioadă. Se schimbă și preferințele muzicale în funcție de perioadă, dar am această rutină înaintea meciului ca să intru în starea aia de care am nevoie, să pot să mă concentrez la meciuri, pot să am o comunicare bună cu partenerul, să fim amândoi conectați. Începem să facem asta înaintea meciului ca să avem cea mai bună performanță și să ne ridicăm la cel mai bun potențial al nostru în acel moment. Întotdeauna m-am întrebat dacă ai o dietă specială de arăți atât de bine. Nu am ceva special. Știu ce alimente să evit, care mă fac să nu mă simt bine, dar nu sunt foarte strict. Dar am grijă. Mănânc fructe, legume, orez dimineața. Dimineața îmi place să mănânc cereale. Muesli, oatmeal, multe fructe, ceai verde, cafea mai nelipsită. Înaintea meciurilor mănânc orez, doar orez cu ulei de măsline, sare, ceva foarte simplu ca să nu am nicio surpriză, pentru că fiecare săptămână suntem în alt turneu și altă bucătărie, altă mâncare și cu orez nu dau greș niciodată, e foarte simplu. Horia, mulțumesc mult de tot că ți-ai făcut timp astăzi să fii alături de mine. Răzvan, Dani, eu mai profit puțin de ocazie și mai rămân aici cu Horia un pic. V-am pupat!